Am realizat o scurtă analiză pe finanțarea sectorului CDI din România comparativ cu ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Și m-am axat pe două probleme, pe finanțarea sectorului CDI și respectiv pe resursa umană din acest domeniu și legat de aceasta cu gradul de aplicabilitate al facilităților fiscale care sunt aprobate, dar din punct de vedere aplicativ sunt rămâneri în urmă, să zicem așa. Cu privire la nivelul finanțării, am folosit datele publicate în bazele de date Eurostat. Am luat ca referință anul 2019, înaintea pandemiei, anul 2020, oricum datele statistice ar fi afectate probabil de comportamentul diferit în această perioadă. Deci referința este 2019 și m-am uitat pe o perioadă retrospectivă cam de 10 ani în spate. Un lucru bun este că nivelul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare în România a crescut, în sumă absolută vorbesc. Dacă prin 2014 raportam pe total, deci și finanțare publică, și mediul de afaceri, și universitățile, și entitățile non-profit, practic cele patru sectoare, în 2014 erau raportate 575 de milioane de euro. În 2019 am depășit 1 miliard de euro. Deci în sumă absolută a crescut. Ar părea mult 1 miliard de euro în 2019, dar dacă îl raportăm la PIB și ne uităm comparativ la ce se întâmplă în țările din jur, vedem că este foarte puțin. Chiar dacă în sumă absolută, repet, avem o creștere pe total. Pe componente avem ceva dificultăți. Să spunem, partea bună este că a crescut contribuția sectorului mediului de afaceri, care a ajuns să dețină aproape 60% din cheltuielile de cercetare-dezvoltare, în condițiile unei medii europene de 66%. Deci suntem sub, dar poate că este zona unde suntem cel mai apropiat de medie în raport cu restul indicatorilor și o să-i vedem că de-a dreptul situația este dramatică prin prima valorilor foarte scăzute raportat la media europeană și respectiv la situația din țări dezvoltate. Pe ansamblu Uniunii Europene, inclusând și Marea Britanie în raportări, în 2019 au fost circa 350 de miliarde de euro cheltuiți în activitatea de cercetare. Deci noi, 1 miliard, în Europa au fost 350 de miliarde, raport de mărime. Pe prima poziție, Germania cu circa 109 miliarde, urmat de Franța și Marea Britanie. Cele trei state împreună dețin 58% din totalul cheltuielilor de cercetare, dezvoltare. Deci iată un grad foarte mare de concentrare al bugetelor de cercetare aici. Germania, Franța, Marea Britanie și probabil că nu întâmplător lucrul ăsta. Mai mult, bugetul pentru cercetare în Germania, repet, și surse publice și surse private, este cam echivalentul a bugetelor cumulate a 23 de state europene, cele aflate de la poziția 6 până la 28. Și de aici, probabil, explicația capacității economiei germane de a crește și a fi rezilientă chiar la șocurile crizelor care, mă rog, ne afectează pe toți. România cu 1,02 miliarde are 0,3% din totalul cheltuielilor de la nivelul Uniunii Europene. Deci foarte puțin. Dacă este să ne raportăm la situația țărilor din zonă, Polonia în 2019 a avut circa 7 miliarde de euro alocați pentru activitatea de cercetare, Cehia 4 miliarde, Ungaria 2,1 miliarde, deci bugete mult mai mari decât România. Noi ne-am asumat 2% din PIB prin strategia Europa 2020. Din păcate, nu avem decât 0,48% cumulând finanțarea publică și finanțarea privată. Și mai grav, semnala domnul ministru, finanțarea publică a scăzut semnificativ. Dacă în 2012 reprezenta 0,20%, deci oricum mult sub pragul de 1% din PIB pe care l-am asumat din strategia Europa 2020, în 2019 am ajuns la 0,15%. Deci a scăzut ca pondere în PIB.